Salut, sunt Valeriu Coadă și am rugat fiecare membru din Orange Blue să-mi trimită câte 10 TikTok-uri extrem de amuzante, iar astăzi reacționăm la ele. Plus, îi vom aranja pe nivele. Top, finisher, e ok, slăbuț și pipi-pupu. Zic să începem cu Eugen. Avem aici un câine care se joacă cu o mașinică. Sigur se va întâmpla ceva. O, s-a speriat. Păi ați văzut că el a căzut de pe acoperiș. Sper că totul este bine cu el. Eugen, ca de obicei, cu construcții. Vedeți, avem aici un om care se ridică pe o scară și... A căzut așa de parcă nu s-a întâmplat nimic. De parcă asta se întâmplă în fiecare zi. Eu dacă picam de acolo îmi rupeam două mâini și toate trei picioare. Ce face această pisică? Mănâncă frunze? Don't eat my plants. Ce? A miaunat așa de parcă era supărată. Miau! Cineva se dă pe acest leagăn. Ce a fost, un polițist? Cineva sună acum de urgență la poliție. I-au intrat hoții în casă. Ce face poliția în acest timp? Se pare că un urs a intrat în ograda acestui om. Și urșii sunt animale foarte periculoase. Ce? A luat o găleată, a stricat gardul și a plecat? Bro, acest urs chiar nu are deloc bunele maniere. Trebuia măcar să se întoarcă și să-și ceară scuze. Cineva fuge pe scări? Fuge pe scări vădlesa unui câine? Probabil a fugit câinele și... Wow! Eu nu înțeleg, acest videoclip era amuzant, trebuia să râd sau să mă sperii? Acest câine este posedat, se transformă în pisică, ce-i cu el? Foarte ciudat, Eugen a decis să-mi trimită un videoclip romantic cu un cuplu care stă pe plajă. Bă, cum a putut să se întâmple asta? Câinele când face pipi își marchează teritoriul. Asta înseamnă că acum eu fac parte din teritoriul acestui câine. Și cum și-a băgat pipileul exact în cameră? Acest bărbat vine acasă seara, probabil de la lucru. Wow, ce e acolo, un șarpe? Un șarpe l-a mușcat de cap? Era apoi a mai căzut și jos. Cât ghinion poate să aibă un singur om? Sper că este sănătos și capul și piciorul. Ah, și da, nu uita să dai un pumn butonului de subscribe să fie gri pentru ca să vezi și alte videoclipuri noi la fel de interesante. Asta ce mai e? Wow, cum a făcut asta? Vedeți, prieteni, fumatul poate ucide. Însă el a decis nu să fumeze țigara, ci să o mănânce. Văd aici un magazin. Pisica a sărit atât de tare că l-a dus pe consultat în cealaltă lume. Și eu m-aș speria dacă acum mi-ar sări o pisică în față. Și tu tot. Scrie în comentarii dacă te-ai speriat. Acum a venit momentul în care trebuie să-l aranjez pe Eugen undeva. TikTok-urile lui au fost amuzante, așa că îl voi pune la binișor. Însă voi vedea cât de amuzante sunt și TikTok-urile celorlalți, așa că Eugen, nu te relaxa, posibil să treci mai jos. Următorul este Adi. O vacă? Ați văzut ce expresie a făcut? Eu nu pot face așa, asta înseamnă că o vacă este mai talentată decât mine? Wow, știam că Adi este un băiat intelectual care citește cărți. De ce îmi trimite așa fel de chestii? De ce acest videoclip este atât de lung? Așteptăm până la final? Ok, așteptăm până la final, dar dacă va fi ceva plictisitor, Adi, ai pățit-o. Ce se va întâmpla aici? E omul Păiangăn. El e omul Păiangăn, am văzut mulți oameni Păiangăn din diferite universuri, multiversuri, dar așa nu arăta niciunul. Asta este Andreea Bostănică, cea mai frumoasă fată din lume când a fost la Orange Blue. Și... Adi, la ce te uiți? La ce te uiți, Adi? Cum a putut să facă una ca asta? Să vezi ce fac eu ție, nu-l voi lăsa nepedepsit, prieteni. Adi a pățit-o. Un hoț intră în magazin și... alege ce produs să fure jumătate de oră. Ce era în capul lui? Galbenă sau albastră? Acesta ce fel de animal mai este? Mai întâi Adi mi-a trimis o vacă, iar acum această cârtiță. Ce fel de sunet a făcut cârtița asta? Chiar și eu fac așa fel de sunete foarte rar. Credeam că face mac-mac, nu asta. Apropo, dacă ai zâmbit măcar o dată în timpul acestui videoclip, apasă pe butonul de like. Hai să vedem dacă putem strânge 25.000 de like-uri. Acest băiat sare. Probabil în acest videoclip vom vedea un parcurs foarte impresionant. Sau nu? O, nu, își va suci piciorul.
Asta este foarte nu frumos, așa că pentru Adi am pregătit o pedeapsă foarte, foarte dură. Va regreta cu siguranță. Îl voi pune la pipi-pupu să se învețe minte. Prietenul i-a spus că are un păianjen pe el. Într-adevăr așa este, atunci când ai un păianjen pe tine sau nimerești într-o pânză, te păianjen te transformă automat într-un caratist. Ce mi-a mai trimis Adi aici? Ce fel de sunete sunt astea? Bă, dacă acum nu eram în căști, ce auzea mama? Asta îmi trăgea o curea la poponeață de uitam cum mă cheamă, pentru că avea să creadă că mă uit la altceva. Măcar un videoclip drăguț. Avem aici un copilaș care încearcă să o blocheze pe mama sa în afară. Și mama a reușit să intre în cameră. Vă observa? A observat. Și uitați-vă cum râde mama. De acum toată viața va crede că mama lui are super puteri, se poate teleporta. Pe lângă toate năzbâtiile pe care le-a făcut în acest videoclip, Adi mi-a mai trimis și un videoclip cu Iuliana Beregoi, pe care eu nu o iubesc, așa că nimeni în niciun caz să nu scrie în comentarii că eu o iubesc pe Iuliana Beregoi. Asta este fals. Hai să vedem TikTok-ul. Deci are acolo un fruct exotic, Iuliana îl gustă, vede că este oribil, însă nu-i spune surorii ei. Iar acum ea încearcă. Ați văzut ce față a făcut? Dar asta nu e amuzant. Nimic cu Iuliana Beregoi nu poate fi amuzant. TikTok-urile lui Adi merg direct la pipi-pupu. Cred că nu mai este nevoie să menționez de ce. În continuare urmează cea mai frumoasă fată de la Orange Blue, pentru că este singura, Andreea Pikachu. O doamnă se dă pe role, nimic surprinzător până aici. Cade jos, cade jos. Și a găsut și felinarul în cap. În schimb acum nu o vor mai dura picioarele. Un câine care zâmbește. Asta de ce Andreea se-mi trimite. Prieteni, vreau să fac o predicție. Andreea Pikachu mi-a trimis o grămadă de videoclipuri cu animale. Hai să vedem dacă e așa. Ce se întâmplă atunci când dirijorul de la aeroport face TikTok-uri? Avionul dansează. Pilotul probabil s-a uitat la fata care dirigează și a spus: urmează turbulențe. Andreea, ce-i asta? Ce-i asta? Eu acum am râs pentru că este ciudat, nu pentru că este amuzant. Acesta este un cățel, v-am spus eu, prieteni. V-am spus că urmează o grămadă de animale. Un cățel pe care îl ia vântul. Încă un cățel aici, oamenii dansează o horă. Nu au găsit un drum mai drept, de ce dansează așa pe vale? Ce se va întâmpla? Au luat și câinele, vor să danseze împreună cu el. Dacă eu aș fi fost în locul acelui câine, m-aș fi bucurat foarte mult. O cutie de carton. Pisica s-a închis înapoi. Wow, pisica aia s-a teleportat direct în backroom. Și de ce pisicile se tem atât de tare de Pepe? Câteva păsări. Și pisica le-a văzut. Okay. Au fost câini și acum pisici. Prezicerea mea a funcționat. Oh, priviți ce motănaș drăguț. Ce face? Face așezări deasupra capului lui. Priviți cum. Și acest motănaș nu-și dă seama că trebuie să se ferească. El a decis să meune. Asta a fost cea mai drăguță chestie din acest videoclip. Wow, priviți cu ce viteză vine acel câine. Wow, de ce a făcut una ca asta? Probabil acel câine i-a furat osul sau ceva. Apropo, ți-ți plac mai mult câinii sau pisicile? Scrie în comentarii. Hai să vedem cine câștigă. Mie, de exemplu, îmi plac mai mult pisicile. Mi-au plăcut TikTok-urile Andreei Pikachu, așa că o voi aranja, uite, aici, la binișor. Mai ales TikTok-ul celălalt cu pisicuța aia drăguță. Nu v-am spus de la început, însă în acest videoclip este un invitat special, și anume Vlad Moca. Hai să vedem ce TikTok-uri mi-a trimis el. Au probabilitate mai mare de a deveni chei. Da, uite, ăsta e vorul meu și ăsta e fratele meu, așa e. Și au devenit chei, că le-a crescut barba mai devreme, așa, cam după la 14 ani. Asta înseamnă că și eu voi deveni chei? De la 5 ani deja aveam barba asta. Dacă aveți nevoie de bani, am nevoie. Sună-ne. Nici noi n-avem. Dar măcar mai stăm de vorbă. Eu chiar credeam că în sfârșit voi avea bani și voi putea să o cuceresc pe Andreea Bostănică. Dar se pare că încă nu e timpul. Ce fel de adunare au făcut aceste furnici? Nu știam că furnicile fac așa fel de ritualuri. Și poate acolo era o altă furnică care filma. Îl știu pe el, acesta este un TikToker faimos. Și pe ea o știu, însă nu-mi dau seama de unde. Am văzut-o de o grămadă de ori, dar nu înțeleg unde am văzut-o. Foarte ciudat. Poate când eram mic sau... în fine, nu mai contează. Wow, wow!
Primiți cum dansează acest băiețel! Nu vine să cred! Vedeți cum se mișcă! Wow, și-a venit și fratele lui în acțiune! Vreau și eu să dansez cu ei! Wow, ați văzut ce mișcare a făcut? Wow, și al treilea! Uitați-vă ce face! Wow, cum a făcut asta? Cel mai tare TikTok! Wow, ce a mâncat această femeie? Asta nu e amuzant deloc! Ce, copii? I-a născut 3 copii? Mi-au spus cei din echipa Orange Blue că Moca era straniu, dar nu într-atât de straniu. De ce mi-ar trimite așa fel de video? Mamele noastre trebuie respectate pentru că uitați-vă prin ce trec doar pentru a da naștere unor copii, care apoi devin... TikToker. Oh, și pe acest bărbat tot îl știu. El este un cântăreț foarte popular de manele. Îl cheamă Adrian Copil Cărbune. Uitați-vă cum cântă. Aici avem o secvență din fotbal. A lovit mingea și... Wow! Cum portarul l-a putut să prindă așa mingea? Nu vine să cred, este un portar care s-a antrenat o grămadă de timp. Îi dă mingea înapoi. Ok, el o prinde și... Wow! Asta în general este posibil. Cum aleargă el prin aer? Ce fel de film este acesta? Wow! Uitați-vă! Și-a prins mingea! Nu pot să-mi dau seama, asta s-a întâmplat în realitate sau este dintr-un film? Mă așteptam la orice! Numai nu la asta, priviți! A venit cu familia la odihnă în apă! Dacă ei mănâncă în apă, atunci ce fac? Se scaldă pe uscat! Vrea să deschide ușa? Wow! Welcome now! A fost lovit atât de tare încât a uitat limba lui, a început să vorbească în engleză. Acum este timpul să-l punem pe Moca undeva. L-aș pune la binișor, însă din cauza acelui TikTok cu femeia însărcinată voi avea coșmaruri toată noaptea, așa că-l pun aici, la ok. Apropo, prieteni, scrieți în comentarii cine este membrul vostru preferat din Orange Blue. Eu nu v-am influențat cu nimic, iar acum a venit timpul să vă arăt un umor superior. Cele mai amuzante TikTok-uri din univers, TikTok-uri de nota 10, cele mai speciale, cele mai tari, pentru că le-am ales eu, iar voi veți decide unde mă veți poziționa. Acum am amintit de ce am ales acest videoclip, pentru că băiețelul iese afară, trage o hârtie și se duce înapoi în casă. Umor superior, după cum v-am mai spus. Aici cel care filmează folosește un filtru și priviți ce se întâmplă. Facem pipi la WC. De ce toate videoclipurile care mi se par mie amuzante sunt legate de pârturi și de WC? Câți ani am eu? Priviți, vrea să se spele pe mâini, se punul cade jos, îl ridică și îl pune neapărat la loc ca să, ca să lase curățenie și priviți. În baia aia este ceva care lucrează normal. Acestui băiat îi pun picături în ochi. Ce privire. Acum el vede în multiversuri. Acum poate vedea prin haine, prin pereți. Acest lucrător își caută telefonul care se află în beton. Acum poate să încerce orice, nu mai scoate de acolo. Când eu vorbesc, vaca în orage. Apoi azi e marge mâinilu. Am ales acest videoclip pentru că mi-au plăcut foarte mult cuvintele. Atât de mult sens. M-a atins până la inimă. Aproape mi-a dat o lacrimă. Ce a spus el? În Marea Britanie oamenii sunt foarte politicoși și când cineva îți spune la revedere, spun și tu la revedere. Bye. Se întreceau cine să spună ultimul la revedere. Sper că vă plac TikTok-urile pe care le-am ales eu până acum. Atunci când încerc să prezinți tema și prietenii te fac să râzi. Let me start my... Și când încerci să te abții, râzi și mai tare, așa e mereu. Și ce face Speed acolo jos? Nu cred că există vreo persoană care nu a trecut prin asta. Uitați-vă cum acest băiețel se bucură de viață. Priviți. Cum dansează, asta nu e amuzant, asta este super drăguț și trebuie să luăm exemplu de la el. Lui nu-i pasă de ceea ce spun oamenii din jur, el pur și simplu se bucură de viață. Nu mi-amintesc de ce am ales acest TikTok. De ce este murdară apa asta? Acum am înțeles de ce l-am ales. Ceva a tras un pâr. Asta este foarte nu frumos. Uitați-vă la acest bebeluș. Știu
că este editat, dar asta nu contează pentru mine. Probabil acest bebeluș este sufletul oricărei petrece. Acesta este meciul meu preferat de fotbal. Privit! Îi trage un pumn în cap fratelui său, apoi îl aruncă jos. Vine câinele și nu știu ce vrea să facă acolo și el greșește poarta. Ce poate fi mai amuzant de atât? Iar acum este rândul vostru să scrieți în comentarii unde m-ați poziționat pe mine. Sper că nu la Pipi Pupu. Asta e tot. Dacă te-ai distrat alături de mine, atunci îți recomand să vezi și următorul videoclip. Eu pot așa, așa, așa și așa. Eu pot așa, așa.